Cu două etape rămase de disputat din sezonul regulat al Ligii 1 la fotbal și aflat în plină luptă pentru calificarea în play-off-ul campionatului, Gheorghe Hagi a decis să-și vândă unul dintre cei mai importanti jucători ai echipei. Virgil Ghiță a fost transferat luni seară la campioana Poloniei, MSK Cracovia, echipa aflată pe locul 7 în momentul de față. Potrivit primelor informații, deși este cotat conform Transfermarkt la 1,4 milioane de euro, fundașul a fost cedat în schimbul sumei de 1,2 milioane de euro, la care se pot adăuga 500.000 de euro din anumite bonusuri. În cariera sa, Ghiță a mai evoluat sub comanda lui Gheorghe Hagi, el fiind un produs al Academiei care îi poartă numele. În urmă cu două săptămâni, Virgil Ghiță a fost desemnat de celebra publicație spaniolă Marca drept al treilea cel mai bun apărător central sub 23 de ani din campionatele Europei. În acest sezon al Ligii 1, el a evoluat în 24 de meciuri în tricoul farului și a înscris 2 goluri. De asemenea, tot în urmă cu puțin timp, el a bifat meciul cu numărul 100 în Liga 1. Farul va întâlni în etapa 29 a Ligii 1 pe FC Botoșani. Meciul se va disputa joi, 3 martie, de la ora 18, pe stadionul central al Academiei Hagi de la Ovidiu. Este ultima partidă pe care echipa constanțeană o va disputa pe teren propriu în sezonul regulat.